Edgar Wallace, Cei trei din Cordova. Capitolul 1. Trei bărbați în Cordova. În cafeneaua la Gran Capitan din Cordova ședea la o masă de marmură un bărbat, care părea că dispune de mult timp liber. Domnul acela era de statură înaltă și purta o barbă îngrijită. Cu ochii săi cenușii și serioși cerceta toată strada în mod distrat, fără să arăte un interes special. Din când în când sorbea din cafeaua ce avea pe masă. Era îmbrăcat în haine negre, conform uzului în Spania. Cravata neagră și ea era confecționată din mătase fină. Pantalonii impecabil croiți erau ținuți întinși cu cordoane de piele, care treceau sub ghetele ascuțite la vârf. Felul acesta de a purta pantalonii se obișnuia de către unii cavaleri. Îmbrăcămintea aceasta, cam stranie pentru noi, era portul obișnuit în Cordova. Domnul acela putea foarte bine să fie spaniol, căci în sudul Spaniei se găsesc destui oameni cu ochi cenușii, proveniți din căsătoria irlandezilor veseli, care veniseră pe timpuri cu trupele de ocupație a lui Wellington, cu fetele arzătoare din Extremadura. Bărbatul acela singuratic vorbea o spaniolă impecabilă, și anume dialectul andaluz. Chiar și modul cum trata pe cerșetorul care, apropiindu-se de el pentru a-i cere de pomană, milogindu-se, plângând și întinzând o mână schiloadă, arăta că se trage din sudul țării. În numele Fecioarei, a Sfinților și a tot puternicului Dumnezeu, vă implor, senior, dați-mi 10 centime. Domnul de la masă își îndreptă privirea spre mâna schiloadă. Dumnezeu îți va ajuta, îi zise el în limba arabă, așa cum ea se vorbește în Maroc. Dacă cerul îmi va dărui 100 de ani de viață, nu voi înceta să mă rog pentru binele dumneavoastră. Domnul își îndrepta acum privirea spre figura cerșetorului. Acesta era de statură mijlocie. Fața sa avea trăsături bine definite. Avea capul înfășurat într-un pansament mare, care îi acoperea și un ochi. Pe lângă aparența asta dezgustătoare, mai era și paralizat la picioare. În mâinile ei murdare ținea un baston. Senior și excelență, 10 centime mă pot scăpa de chinurile îngrozitoare ale foamei, care mă mistuie. Nu o să puteți dormi la noapte gândindu-vă la nenorocitul de cerșetor care se zvârcolește de foame în culcușul său. Du-te cu Dumnezeu! O înălțime, pe copilașul sfânt care se odihnește în poalele mamei sale, pe toți sfinții își făcu cruce și pe sângele făcător de minune ale martirilor. Vă implor, nu mă lăsați să mor de foame pe drum. Când știți că 10 centime, care nu înseamnă nimic pentru dumneavoastră, îmi pot umple stomacul cu mâncare. Domnul de la masă nu se lăsă înduplecat, ci își bău liniștit mai departe cafeaua. Du-te cu Dumnezeu! Bătrânul mai ezita încă. Se uită mai întâi în susul și în josul străzii însorite, apoi își aruncă o privire în local. La capătul celălalt al cafenelei ședea la o masă un chelner, răsfoind un ziar. Îl cunoașteți pe dr. Easley? Întrebarea fusese pusă într-o neenglezească curată. Celălalt ridică capul. Nu, de ce? Răspunsul fu dat tot în limba engleză. Caută de-i fă cunoștința. E un om foarte interesant. Cerșetorul nu mai spuse nimic, ci se târâ mai departe. Cavalerul de la masă se uită plin de curiozitate, cum cerșetorul se îndreaptă spre cafeneaua vecină, bătu apoi din palme. Chelnerul, care adormise între timp, se trezi din somn și se apropie leneș de masă. Primi plata și bacșișul obișnuit și aștepta plecarea vizitatorului. Deși cerul era fără urmă de nori și soarele strălucea, era totuși încă răcoare. În zilele acelea antemergătoare primăverii, domnul se sculă de pe scaun și se arătă acum în toată splendoarea sa. Măsură peste 6 picioare. Apucă un vârf al mantilei, îl aruncă ușor peste umăr și o porni agale după cerșetor. Drumul îl ducea prin străzi înguste. Casele erau atât de aproape una de alta, că pe ambele părți vedea adâncituri în ziduri, făcute de roțile căruțelor. Pe cerșetorul ajunse în cale Paraiso, trecu pe lângă el și o luă pe una din străzile care duceau la biserica San Fernando.
merse încet mai departe și se îndrepta apoi spre cariera de puente. Ajunse curând în umbra catedralei, care fusese pe vremuri o moschee și servea acum atât cultului lui Isus, ca și a lui Allah. Aici sta o clipă la îndoială. Nu știa încotro să o ia. Se îndrepta apoi spre podul Kalahora, care există încă de pe timpul maurilor. Ajungând la mijlocul podului, se opri și se rezemă de balustradă, uitându-se la jocul apelor tulburi și umflate de Guadalquivirului. Pe ascuns, însă, observa cum cerșetorul venea spre el. Apropierea dură cam mult timp, deoarece cerșetorul șchiopăta. Îl ajunse în fine și întinse pălăria. Atitudinea cerșetorului era aceea unui adevărat cerșetor. Vocea însă era unui englez din pătura cultă. Manfred, spuse el cu un ton serios, trebuie să faci cunoștința acestui doctor Easley, te rog, dintr-un anumit motiv. Ce e el? Cerșetorul surse. În primul rând trebuie să mă bazez pe memorie. Biblioteca din locuința mea sărăcăcioasă e cam restrânsă. Îmi amintesc foarte vag că e un medic dintr-un cartier marginaș al Londrei. Pare să fie un om capabil. Și ce face aici? Gonzales, care se ascundea sub masca cerșetorului, surse din nou. Aici, în Cordova, trăiește un doctor Gaholes. Acolo, prin împrejurimile nobile ale Paseo del Gran Capitan, unde probabil locuiești tu, nu se aud șușuielile plebei din Cordova. Aici își arătă casele dărăpânate și murdare de la capul podului. În Campo de Verdat, unde se trăiește cu 2 pesetas pe săptămână, și încă mulțumitor, aici doctor Cahalos este cunoscut și estimat de toți. Doctor Cahalos e un om ciudat, care face minuni cu arta lui, despre care filozofia ta nu are habar. El face pe orbi să vadă, scoate prin forța sa ocultă pe vinovați la lumina zilei. Prepară băuturi de dragoste fără greș, descântă bube și oprește ivirea urmărilor bolii somnului. Doctor Cahalos este estimat chiar și în cartierul Paseo del Gran Capitan, spuse Manfred, clipind din ochi. L-am vizitat și eu și i-am cerut un sfat. Cerșătorul rămase cam perplex. Ești mai dibaș decât mi-am închipuit, spuse el cu admirație. Când ai fost la el? Manfred râse pe înfundate. Acum câteva săptămâni stătea un cerșetor pe stradă. Într-o anumită noapte, în fața porții medicului, acela celebru și aștepta cu nerăbdare reapariția unui vizitator misterios, care se înfășurase mantaua sa până în vârful nasului. Da, mi-aduc aminte, răspunse Gonzales. Era un străin din Ronda și eram curios să știu cine e. Ai observat că l-am urmărit? Mă uitam pe furiș la tine. Dar ce, tu erai străinul acela? Da, am plecat atunci din Cordova ca să vin la Cordova. Mă declar bătut, spuse Gonzales după o clipă de gândire. Îl cunoște așadar pe doctor? Postul pricepe de ce vine un medic englez în Cordova? Medicul ăsta englez a venit pe drumul cel mai scurt și cel mai repede, cu expresul de Algeciras. Mâine dimineață pleacă la Cordova. Doctorul englez a venit să-l consulte pe doctor Cahalos. Și Poacart e aici? Și pe el îl interesează Esli? Și anume atât de mult încât vizitează Cordova cu bedecherul în mână, condus de ghizi oficial care numai lui nu-i pot arăta nimic nou? Manfred își netezi barbișonul, iar din ochii săi inteligenți țâșnea iarăși privirea aceea serioasă, ca și mai adineori când se uită după cerșetor, cum șchiopăta, îndepărtându-se de lângă el la cafeneaua del Grand Capitan. Viața ar fi plicticoasă fără Poacard, spuse Manfred. Ai dreptate, o senior, toată viața mea va fi dăruită laudei tale, iar rugămințiile mele să se înalțe ca tămâia spre tronul atotputernicului. Gonzales văzuse apropiindu-se un gardian comunal și de aceea întinse iar mâna, recitându-și litaniile cu voce plângătoare. La apropierea polițistului, Manfred clătină din cap și îi spuse, „Du-te cu Dumnezeu!" Câine răios, se răstie acum polițistul la cerșetor.
apucându-l brutal de umăr. Fiu de hoț, șterge-o de aici, pentru că prezența ta împuțită poate să ofenseze mirosul acestui domn nobil. Polițistul își puse apoi mâinile în șolduri și se uită după cerșetor, cum se îndepărtează șchiopătând. Se întoarse apoi spre Manfred și îi spuse: și eu o duc greu, nu e atât de ușor să apăr pe cavalerii bogați și darnici față de milogeala murdarului acela. Dumnezeu știe ce salariu mic am și ce familie grea trebuie să întrețin. Trei guri flămânde, fără a mai socoti pe mama nevestei mele, care ne vizitează totdeauna de sărbători, ca să o ducem la luptele de tauri. Viața e grea, senior, și pe deasupra, dona aceea, andaluză mândră, pretinde să iau loc la umbră, un loc care costă 2 pesete. Din ziua Sfintei Tereza nu a mai gustat picătură de Rioja. Manfred băgă o peseta în mâna acestui cerșetor în uniformă. Polițistul îl conduse până la capătul podului și îi povesti greutățile și grijile sale casnice cu o sinceritate imposibilă în orice altă parte a lumii. În sfârșit se opri în fața portalului catedralei. Măria voastră, nu sunteți din Cordova? Nu, eu sunt din Malaga. Sora mea s-a măritat cu un pescar din Malaga, povesti numai decât polițistul. Pescarul s-a înnecat, iar sora mea trăiește acum cu un senior al cărui nume l-am uitat. Sora mea e foarte bigotă, dar foarte egoistă. Ați fost vreodată în Gibraltar? Manfred făcuse încă da. Se uită cu interes la un grup de turiști, cărora li se arătă splendoarea Puertei del Perdon. Unul din turiști se despărți de ceilalți și se apropie de Manfred. Turistul era un bărbat de statură mijlocie, voinic. În felul său de a fi se observă o rezervă. Obrazul său exprima însă o liniște melancolică. Puteți să-mi arătați drumul spre Paseo del Gran Capitan? Întrebă el într-o spaniolă stricată. Și eu merg într-acolo, îi răspunse Manfred politicos. Și dacă domnul vrea să mă însoțească, v-aș fi foarte recunoscător. Discutară puțin diverse chestiuni, așa despre vremea frumoasă, priveliștea splendidă a catedralei și altele. Trebuie să vii cu mine să-l vezi pe Isley, spuse turistul, de data asta corect spaniolește. Povestește mai multe despre el, m-ai făcut curios, zise Manfred. Chestiunea e foarte serioasă. Isley e medic într-un cartier mărginaș al Londrei. Îl observ de luni de zile. Are numai foarte puțini clienți. Trecutul lui e foarte obscur. A învățat în Londra și după ce și-a dat examenele și a obținut titlul de doctor, a plecat imediat în Australia cu un tânăr numit Henley. Acesta căzuse la examene și se declarase cu totul. Ambii erau prieteni buni. De aici se explică de ce au emigrat împreună, ca să-și găsească norocul printre străini. Isley nu avea rude deloc. Henley avea un unchi bogat undeva în Canada. Pe unchiul acesta nu-l văzuse însă niciodată. Ajunseră la Melbourne și plecară de acolo, împreună în interiorul țării. Vreau să-și încerce norocul, ca și alții, pe câmpiile aurifere. Nu știu precis unde erau situate aceste câmpii. Isley sosi acolo 9 luni mai târziu, însă singur. Prietenul său murise pe drum. Se pare că Isley nu a practicat medicina 3 sau 4 ani. L-am putut urmări în peregrinările sale dintr-un lagăr în altul. Lucra puțin și pierdea la joc tot ce agonisea. Era cunoscut sub denumirea de Dr. S. Abia după ce a ajuns în Australia de Vest, se stabili ca medic și, deși nu avea mulți pacienți, totuși își câștiga existența. În anul 1906 a dispărut din Colgardie și a reapărut apoi în 1914 în Londra. Manfred și Poaca, căci el era turistul, ajunseră între timp în Paseo del Gran Capital. Străzile erau acum mai animate. Am închiriat aici câteva odăi, spuse Manfred. Hai cu mine să bei un ceai. Locuința era situată deasupra prăvăliei unui bijutier în calea Morerio. Încăperile erau frumos mobilate. Am pus mare preț ca instalația electrică să fie bună, spunea Manfred, punând un ceainic electric la încălzit. Dar masa e aranjată pentru 2 persoane, exclamă Poaca.
Aștept un safir. Câteodată Leon, căruia viața de cerșător iese pe gât afară, vine cu trenul aici ca să se delecteze cu viața luxoasă și îmi povestește aventurile sale. Dar aș dori să știu mai multe despre Isli. Mă interesează foarte mult. Turistul se tolăni comod într-un fotoliu. Unde a rămas? A, da. Dr. Isli a dispărut din Calgurdi și a apărut a 8 ani mai târziu în Londra, sub împrejurări excepționale. Nu tocmai. Un om influent l-a lansat în lumea de afaceri londoneză. Vorbești de colonelul Black? Întrebă Manfred încrețind din frunte. Da, colonelul Black îi datorează Isli clientele sa. Mi-a atras pentru prima dată atenția. Se auzi o bătaie în ușă. Manfred ridică degetul, se duse la ușă și-l deschise. Portarul stătea în capul scării cu șapca în mână. În spatele lui, câteva trepte mai jos, se afla un străin, care părea să fie un englez. Un domn dorește să vorbească excelenței voastre. Casa mea stă la dispoziția dumneavoastră, întâmpină Manfred pe străin, în limba spaniolă. Nu pot vorbi așa bine spaniola, răspunse străinul în englezește. Poftim în antreu. Străinul urcă încet scara. Avea cam vreo 50 de ani, purta părul lung, albit din vreme. Sprâncenele erau stufoase. Bărbia proeminentă dădea feței un aspect respingător. Era îmbrăcată în negru. În mâna înmănușată ținea o pălărie cu borul mare. Intrat în cameră, se uită cercetător de la Manfred la Poacar. Numele meu e Isli și, după o scurtă ezitare, încă o dată Isli, cu o accentuare deosebită a consoanei S. Dr. Isli. Manfred arătă cu mâna spre scaun, dar străinul clătină din cap. Nu vreau să șed. Când discut afaceri, stau mai bine în picioare. Se uită apoi bănuitor la Poacar. Aș dori să vă vorbesc într-o chestie particulară, spuse el cu o intonație deosebită, dar Manfred îi răspunse prompt. Prietenul meu se bucură de toată încrederea. Fie, am auzit că sunteți om de știință și că posedați cunoștințe aprofundate asupra Spaniei. Manfred ridică din umeri. În rolul pe care îl juca acum, se bucura de renumele unui scriitor. Publicase sub numele De la Monte, o carte despre criminalitatea modernă. Când am aflat lucrul acesta, am venit imediat aici. Mai am și alte afaceri în Cordova. Nu e vorbă, dar nu atât de importante. Dr. Isli se așeză acum pe un scaun, în așa fel ca să fie cu spatele la fereastră. Domnule De la Monte, dumneavoastră posedați cunoștințe universale despre criminalitate. Am scris. E drept o carte asupra subiectului acesta, dar asta nu înseamnă o universalitate. Tocmai de asta mi-era teamă. Eram îngrijorat și de faptul că poate nu vorbiți englezește. Acum doresc să vă pun o întrebare pe față la care aștept un răspuns tot pe față. Vă stau pe cât posibil la dispoziție. Ați auzit vreodată de cei patru? Da, am auzit de ei. Unde se află acum? În Spania? Nu știu precis, dar de ce întrebați? Pentru că eu, ei bine, mă interesează acești oameni. Se spune că dibuiesc orice crimă pe care legea nu o poate pedepsi. Și se mai spune că își ucid victimele. Vocea vizitatorului devenise și mai aspră, iar ochii se făcuseră atât de mici încât părea să fie numai niște puncte. Se știe că există o asemenea organizație, spuse Manfred. Se mai știe că cei patru se ocupă cu crime neispășite și că pedepsesc. Omoară, întrebuințează și pedepsa cu moartea. Și totuși sunt liberi. Dr. Isli sări de pe scaun și gesticulă cu mâinile. Oamenii ăștia umblă liberi și nu sunt pedepsiți, nu pot fi prinși cu toate metodele polițienești și ale justiției moderne. Oamenii ăștia îndrăznesc să-și dea singuri numele de judecători asupra altora și să-i condamne? Cine le-a dat dreptul acesta? Există doar legi și dacă cineva le calcă, se întrerupse brusc, ridică din umeri și se prăbuși pe scaun. După câte am auzit, continuă el peste câteva clipe, cei patru nu mai au putere. Sunt împrăștiați în toată lumea.
Toate statele au emis mandate de arestare contra lor. Manfred aprobă dând din cap. Exact. Dacă însă nu mai au nicio putere, asta ne va arăta viitorul. Pentru moment sunt trei. Doctorul ridică privirea de obicei, mai găsesc și pe un al patrulea, pe unul care are mare influență. Manfred aprobă iar. Și eu am auzit asta. Dr. Isley se frământă neliniștit pe scaun. Se vedea că răspunsurile lui Manfred nu-l mulțumeau. Și acum judecătorii ăștia se află în Spania? Întrebă doctorul. Așa se zice. Ei nu se află în Franța, nici în Italia, nici în Rusia, nici în Germania. Așa că trebuie să fie în Spania. Iertați-mă, intervenea acum Poacard, care până acum nu luase parte la discuție. Mi se pare că dumneavoastră vă interesați enorm de cei patru. Nu luați vorba în numele de rău. De ce doriți atât de mult să știți unde se găsesc acum? Numai din curiozitate, răspunse pripit doctor Isley. Și eu studiez criminologia, ea și prietenul nostru de la munte. În cazul acesta sunteți un student entuziast, se exprimă Manfred. Speram că dumneavoastră sunteți în măsură să mă ajutați. De la dumneavoastră am aflat numai că cei patru sunt în Spania și asta e mai mult o presupunere. Poate că nici nu sunt în Spania, spuse Manfred, conducându-și musafirul la ușă. Poate că nici nu există. Frica dumneavoastră e probabil neîntemeiată. Doctorul se întoarse furtunos. Se făcuse alb ca varul. Frică? Ați spus frică? Îmi pare rău. Mă exprim greșit în limba engleză. De ce mi-ar fi frică de ei? Cuvintele dumneavoastră au fost într-adevăr alese greșit. Nu mi-este frică nici de cei patru și nici de altcineva. Respira cu greu, dar cu o încordare energică își reveni. Ezită o clipă, ca și când ar fi vrut să mai spună ceva, și plecă din cameră. Coboră apoi scara, ieși în stradă și trecu în hotelul de peste drum. La colțul străzii stătea un cerșetor, care îi întinse mâna. Faceți-vă pomană, pentru Dumnezeu și toți ființii. Dr. Isley lovi cu bastonul peste mâna întinsă a cerșetorului, dar Gonzales, căci el era cerșetorul, își retrase mâna cu o iuțeală vertiginoasă. Era dispus să suporte multe neplăceri, dar ca să capete răni pe mâini, asta nu voia. Ajungând în camera sa, Isley se încuie în odaie și se așeză pe un scaun ca să reflecteze. Se blestema singur că își pierduse cumpătul, chiar în fața unui om atât de neînsemnat ca diletantul acela care voia să priceapă ceva din știință. Prima parte a problemei ce și-o pusese o rezolvase, fără reușită, scoase din buzunar un ghid al Spaniei și îl răsfoi, până ce dădu peste planul orașului Cordova. În acel loc se afla și un alt plan al orașului, întocmit de cineva care cunoștea mai bine topografia decât știa să deseneze. Dr. Isley auzise pentru prima dată de Dr. Cahalos, de la un anarhist spaniol pe care îl întâlnise cu ocazia plimbărilor sale ciudate prin Londra. Individul acesta îi povestise la un pahar cu vin despre puterile aproape supraomenești ale vrăjitorului din Cordova. Cu ocazia asta atinse și chestiuni care deșteptară interesul doctorului Isley în mod extraordinar. Dr. Isley intra apoi în corespondență cu dr. Cahalos și se pregătea acum să-l viziteze. Se uită la ceas. Era aproape 7. Voia mai întâi să mănânce și apoi să-și schimbe hainele. Se spălă fără a aprinde lumina și coborâ în sala de mâncare. Luă loc la o masă, singur, și se adânci în cititul unei reviste engleze, pe care o adusese cu el. Din timp în timp își notă câte ceva într-un carnet, ce îl avea pe masă. Notițele nu aveau nicio legătură cu ceea ce citea și nici cu știința medicală. Erau însemnări asupra părții financiare ale unui plan care tocmai trecuse prin minte. După ce își bău cafeaua, se înapoie în camera sa. Aprinse lumina, trase perdelele și apropie de lampă o măsuță mică. Din geamantan scoase mai multe documente pe care le întinse pe masă. Scoase și carnetul din buzunar și lucră câteva ceasuri. Deodată se opri însă, ca și când un deșteptător invizibil i-ar fi amintit de întrevederea ce o avea cu dr. Cahalos. Strânse în grabă hârtiile împrăștiate pe masă, își puse paltonul și pălăria și părăsi hotelul, îndreptându-se
spre podul Kalahora. Străzile prin care trecea el acum erau pustii, dar știind cât de bine e păzit orașul, nu îi fu teamă de nimic. Trecu prin mai multe străzi înguste și întortocheate. Studiase bine planul orașului și nu ezită o clipă ce drum trebuia să aleagă. Numai la capul unei fundături șovăi puțin. Acolo ardea o lampă cu petrol, ceea ce făcea ca locul să apară și mai lugubru. De ambele părți ale străzii se aflau case înalte, mai toate fără ferestre, cu ușile înfundate în boite. Dr. Isley se opri în fața uneia din uși pe partea stângă și sună. Ușa fu deschisă imediat. Dr. Isley ezită să intre. Poftiți, îl invită cineva în spaniolă. Nu vă fie teamă. Isley intră, iar ușa se închise în urma lui. Veniți după mine. În întunericul ce domnea, abia se putea distinge statura mică a unui bărbat. Pe Dr. Isley îl trecură nădușelile. Individul care îl primise a prins o lampă, așa că Dr. Isley putea acum să-l vadă mai bine. Era un ins mic ca peticii, avea că măsura vreo 4 picioare. Fața era acoperită de o barbă albă, neîngrijită, mare, care cădea pe piept. Capul era chel de tot și semăna cu o bilă de biliard. Murdăria în care trăia individul acela dovedea că nu era prietena lapei. O pereche de ochi negri sclipitori se uitau cu pătrundere la Dr. Isley. Ridurile din jurul lor arătau că individul acela putea fi și vesel când voia. Ăsta era așadar Dr. Cahalos, un bărbat celebru în Spania, deși nu avea nicio poziție socială. Luați loc să discutăm în liniște. Ceva mai târziu primesc vizita unei doamne din unaltă societate, care vine să-mi ceară sfatul într-o chestiune delicată. Isley luă loc pe un scaun. Dr. Cahalos, în fața lui, se așeză pe masă. Cahalos făcea o impresie caragioasă cu capul chel, cu fața de moșneac și cu trupul pitic. V-am scris relativ la unele experimente oculte, început Dr. Isley. Dr. Cahalos îl întrerupse însă imediat. Ați venit doar după un medicament preparat de mine din Dr. Isley sări în sus. Dar eu nu am spus nimic despre asta. Asta ți-o citesc eu din vârful nasului. Discut deseori cu cerșetori. De la ei aflu multe lucruri interesante. Îi răspunse Dr. Cahalos foarte serios. Credeam, uitați-vă aici. Dr. Cahalos scoase dintr-una din lăzile care se afla în colțul camerei un iepuraș. Destupă cu mâna liberă o sticlă verde și o puse pe masă. Lua apoi un fulg, îl muie în tictura din sticlă și atinse ușor de tot nasul animalului. Iepurașul deveni imediat țeapăn, ca și când viața ar fi dispărut din corpul său. Dr. Cahalos astupă din nou sticla și aruncă fulgul în foc. Ăsta e preparatul meu și depuse animalul mort la picioarele musafirului său. Luați animalul, domnule, și examinați-l, faceți orice încercări vreți. Veți voi, nu veți găsi nicio urmă din alcaloidul cu care a fost ucis. Asta nu e adevărat, căci rămâne o urmă anatomică, contractarea pupilei. Uitați-vă, examinați-i ochii. Dr. Isley nu putu găsi într-adevăr nicio urmă a acestui semn caracteristic. Afară, lângă zid, un om asculta atent. Ca să audă mai bine, își pusese un microfon la ureche, al cărui celălalt capăt de cauciuc îl ținea apăsat de jaluzelele ferestrei. Așa stătu și ascultă omul acela vreo jumătate de ceas. Scurt timp după ce individul o ștersese, Dr. Cahalos își conducea musafirul în stradă. Diavolii sunt azi mai puternici ca oricând, murmură medicul spaniol. În curând se vor petrece lucruri mari. Isley tăcu din gură. Abia aștepta să se vadă în stradă. Rămâneți cu bine. Duceți-vă cu Dumnezeu, răspunse Cahalos. Capitolul 2. Colonelul Black. Financiarul. Firma Black & Graham se bucura în City de un oarecare renume. Se prea poate ca domnul Graham, un promotor al lumii financiare, vizitator asidu al bisericilor și binefăcător cu suflet, larg să fi fost un om cum se cade.
Într-adevăr, Black se plângea amar că Graham îl va ruina cu filantropia sa. Graham lăsa sufletul să predomine intelectul. Ca om de afaceri, era conciliant, preconciliant chiar. În City, Graham era tratat cam cu scepticism. Era comparat cu o femeie bătrână, bună. Pe Black nu îl prea interesau însă lucrurile astea. Surdea numai misterios la toate insinuările ce le auzea și continua să se plângă de Graham. Încercările lui Graham de a menține prestigiul și bunul renume al firmei, cu tot ce se spunea despre colonelul Black, nu era împărtășit și de acesta. Black își zicea colonel, cu toate că nu era trecut pe lista ofițerilor, nici chiar pe listele armatei americane, printre pleiada aceea mare de purtători de titluri onorifice. Nu se găsea numele colonelului Black. Black and Graham se ocupau în special cu fondarea de societăți anonime și cu negoțul de efecte publice și acțiuni. Ei recomandau clienților lor anumite acțiuni pe care aceștia le cumpărau sau le vindeau, după sfatul ce îi dădea firma. După un timp oarecare, clienții se pomeneau cu o scrisoare politicoasă prin care Black and Graham își exprimau regretul de a fi nevoit să comunice domnului cutare sau cutare că depozitul pe care acești domni îl au la Black & Graham e epuizat. Totodată se cerea clientului respectiv să reguleze cât mai curând posibil datoriile pe care le-a contractat într-un mod cam extraordinar. Acestea erau începuturile modeste ale firmei, care era predestinată să ia o dezvoltare atât de importantă. Graham ieși din combinație. De altfel, ca să spunem adevărul, Graham nu fusese niciodată părtaș. Sunt destui care pun la îndoială însă și existența lui. Black rămase să conducă mai departe afacerea, a avut succese importante, iar numele său avea în unele cercuri sociale un răsunet magic. Alte clase sociale îl ignorau cu totul. Financiarii Martin City, ca de exemplu Farings, Wertneyer, Scott Diasons și alții, nu vreau să știe oficial de existența lui. Căci financiarii aceștia își conduceau afacerile în mod onorabil, liniștit și nobil. Împrumutau bani cu dobânzi ridicol de mici, emiteau împrumuturi de stat, finanțau întreprinderi mari ale statului, cumpărau aur și așa mai departe. Domnii aceștia se duceau la 11 cu automobilele lor la Threadneedle Street și plecau la 4 de acolo tot cu automobilelor proprii. Citeau ei ce drept cele ce scriau jurnalele despre Black. Nu ratau rarele zilele în care ziarele să fie pline cu rapoarte asupra afacerilor acestuia. În modul acesta aflau financiarii aceia rezervați despre câștigurile enorme pe care le realiza Black la bursa de efecte. Despre angajamentele sale în hârtii argentiniene, despre plantațiile sale de cauciuc, despre minele sale de aramă din Canada. Dar toate astea îi lăsau ureci. Interesul lor se putea compara cu acela pe care îl are o locomotivă a unui tren accelerat față de un automobil mic. În ziua însă în care colonelul Black expus acestor financiari un plan care promitea câștiguri mari, primi răspunsul că regretăm a nu putea accepta propunerile interesante ale domnului colonel Black. Black, amăgit și supărat, se adresă atunci unui concern american, căci avea pentru prospectele și publicațiile sale absolută nevoie de nume cunoscute, dacă voia să aibă succes. Black se gândea că americanii sunt oameni șireți. Propunerile sale erau atrăgătoare, în forma lor, în fond însă nerușinate. Răspunsul americanilor nu întârzie. Stimate domn, firma americană care scria era una din acelea care manipulează afaceri de milioane. Am examinat cu deamănuntul propunerile dumneavoastră și suntem convinși că dumneavoastră câștigați foarte mult cu asemenea afaceri. Nouă însă nu ni se pare atât de sigur că și noi vom putea profita în aceeași măsură. Black se înapoie într-o dupamasă la Londra, că ia parte la o ședință a unui consiliu de administrație. Fusese câteva zile la țară.
ca să adune puteri pentru lupta ce l-aștepta. Cum explică el pe jumătate în glumă, pe jumătate ironic, celorlalți participanți ai ședinței Consiliului. Colonelul Black era un bărbat lat în spate, de o înălțime mijlocie, cu fața palidă. Figura lui Black nu se putea uita. Așa ușor când ai văzut-o odată. Nu numai tenul feței sale sau sprâncenele sale sau buzele sale subțiri făceau să fie observat, dar toată personalitatea lui se imprima memoriei oricui îl vedea. Felul său era grăbit, aproape abrupt. Răspunsurile sale erau câteodată înțepătoare și ofensatoare. Dacă lua o decizie în vreo chestiune, nu și-o mai schimba. Deși mari financiari din City nu știau nimic despre el, numele lui era totuși bine cunoscut, ba chiar popular, în toată Anglia. Aproape că nu exista o familie burgheză care să nu fi cumpărat acțiuni de la el. Micii speculanți la bursă îi urmau sfatul și când emitea acțiuni, subscripția era de două ori acoperită. Acum 5 ani, Black era un necunoscut. Reușise să se urce la o așa înălțime într-un timp atât de scurt. În sala de ședință, Black intră foarte punctual. Sala se afla lângă birourile sale din Moorgate Street. Ședința amenința să fie foarte agitată. Era iar vorba de o fuziune și iar rezistase conducătorul unui grup de proprietari de mine de fier, tuturor amenințărilor și tentațiilor lui Black. Ceilalți au acceptat, spunea Frank. Dumneata, domnule colonel, ne-ai promis că vei rupe rezistența lui Sanford. Și am să mă țin de cuvânt, răspunse Black tăios. Și Widdison s-a opus atunci fuziunii, dar a murit subit, continuă Frank. Nu putem aștepta ca providența să ne ajute întotdeauna. Black încreți fruntea. Nu-mi plac asemenea glume. Stanford e un om încăpățânat și mândru. Cu el trebuie să te porți prevăzător și circumspect. Lăsați-l pe mâna mea. După această explicație, puțin cam șubredă, ședința se ridică. Înainte de a părăsi sala de ședințe, Frank îl chemă pe Black la o parte. M-am întâlnit ieri cu un domn care l-a cunoscut pe prietenul dumitale, dr. Easley, în Australia. Da? Obrazul lui Black rămase impasibil. Da, l-a cunoscut acolo și mă întreabă unde l-ar putea găsi în Londra. Black ridică din umeri. După câte știu eu, dr. Easley e în străinătate. Mi se pare că nu-l pot suferi. Augustus Frank clătină din cap. Medicii care își vizitează pacienții la miezul nopții, medicii pe care nu-i găsești când ai nevoie de ei și care fac continuu plimbări în străinătate, nu prea sunt simpatici. Dr. Easley e un medic foarte ocupat. Dar unde locuiește prietenul dumitale? Nu e prietenul meu. E un anume Weld, un fel de prospector, care vrea să vândă concesiunea unei mine de aur. Locuiește în hotelul antialcoolicilor din Bloomsbury. Am să comunic doctorului Easley. Adresa. Black se înapoie gânditor la biroul său. Toate îi mergeau pe dos în ultimul timp. Cu toate că se spunea despre el că are milioane, situația sa era totuși ca și aceea a multor financiari. Averea sa era numai pe hârtie. Făcuse multe operațiuni mari, dar aceasta ceruseră și cheltuieli mari. Prin mâinile sale trecuseră milioane, dar lui nu îi rămăsese nimic. În persoana lui se adunau contraziceri curioase. Cu toate că avea apucături criminale, lucra totuși cu metode curate. Planurile sale se dovedeau din punct de vedere financiar, logice și sănătoase, dar îi trebuiră eforturi enorme ca să le poată pune în aplicare. O bătaie în ușă îl deșteptă din toropeala în care căzuse. Frank intră la el. Vreau să vorbesc câteva vorbe cu dumneata, Black. Te rog, fii cât mai scurt posibil. Frank își aprinse mai întâi o țigară. Dumneata a avut o ascensiune miraculoasă. Îmi aduc aminte de timpul când ai început ca agent obscur de bursă. Nu vreau să spun cu asta nimic ofensator. Se întrerupse Frank, văzând cum Black se întunecă la față. În tot cazul, ai fost un agent care nu avea acces la bursă. Avea atunci un partener, unul care îți procura bani. Da, dar ăsta nu era misteriosul Graham, nu-i așa? Era urmașul acestuia. Graham nu era de altfel cu nimic misterios. Un anume Flint
Da, nu a murit subit, mi se pare. Iar un act al profidenței. Astfel ai ajuns în posesia exclusivă a firmei. Ai început apoi să fondezi societăți, ai cumpărat plantații mari de cauciuc și ai avut succes. Apoi ai fondat o societate pentru exploatarea minelor de staniu sau așa ceva. Dar și atunci s-a întâmplat un accident mortal. Da, după câte știu, unul din directori a murit. I-am uitat numele. Frank aprobă. Ar fi putut împiedica fondarea, amenința cu retragerea și voia să dea publicității câteva din metodele dumitale de a face afaceri. A fost un om încăpățânat și atunci a murit. Da, a murit. Frank se uită lung la Black. Dr. Easley l-a îngrijit. Ai dreptate. Și a murit. Ce vrei să spui cu asta? Faci vreo legătură între moartea directorului aceluia și prietenul meu? Voiam numai să spun că Providența ți-a venit, ca să zic așa, în ajutor. Toate marile dumitale succese coincid cu moartea persoanelor participante. Și mie mi l-a trimis odată pe Dr. Easley. Erai bolnav atunci. Asta e adevărat. Dar îți dădusem și de lucru atunci. Black, am luat o hotărâre. Am să demisionez din toate posturile de director al societăților dumitale. Colonelul se nemulțumit. Dragul meu, poți să te retragi. Ceva trebuie însă să-mi spui. Mănuiala dumitale e împrăștiată și de alții? Deocamdată încă nu. Se uitau unul la altul în tăcere. Aș dori să mă retrag în ordine. Îți ofer acțiunile mele la prețul de 150.000 lire. Mă surprins ceea ce spui. Black deschise un sertar al mesei sale de lucru și scoase de acolo o sticluță mică, precum și un fulg. Sărmanul Easley, spuse el surâzând, voiajează acum prin Spania ca să afle secretul parfumului arab. Dar știi el ce crezi dumneata despre el, ar fi surprins. E mai bine ca Dr. Easley să fie surprins, decât că, ca eu să-mi pierd viața. Ce ai acolo? Colonelul destupă sticla și muie fulgul în lichid. Îl scoase afară și îl ținu aproape de nas. Ce e aia? Întrebă Frank încă o dată. În loc de răspuns, Black îi întinse fulgul. Nu miros nimic, spuse Frank. Cu iuțeala fulgerului, Black îi atinse buzele cu fulgul. Scoțând un țipăt, Frank se prăbuși mort la pământ. Frank Fellow voia tocmai să plece din comisariat, când fure chemat de vocea aspra sergentului Gurden. Da, știa dinainte că va auzi ceva neplăcut. Sergentul Gurden nu ocolea nicio ocazie ca să-i dea sfaturi sau să-i facă reproșuri. Gurden avea o față uscată și avea și obiceiul urât de a arăta dinții când era supărat. Deosebirea dintre ei și el și tânărul polițist care stătea în față era enormă. Pe când Gurden ședea tolănit pe scaun, polițistul căruia uniforma îi venea de minune stătea în poziție de drepți în fața superiorului său. Fața galbenă a lui Gurden ieșea și mai mult în evidență din cauza mustății zbârlite. Cu toate că era bine făcut, uniforma îi venea prost și făcea o impresie respingătoare. Iar a venit o reclamație contra dumitale. Dacă nu încetează reclamațiile, am să te raportez inspectorului. Îmi pare rău, domnule sergent, dar ce s-a reclamat? O știi singur, iar l-ai plictisit pe colonelul Black. Pe fața lui Fellow flutură un surâs ușor. El știa foarte bine că Gurden îl protejează pe Black. Cum îți permis să râzi? Îți atrag atenția să nu fii obraznic. Mi se pare că tot am să te raportez. N-am avut intenția să fiu nepoliticos, domnule sergent. Și mie îmi sunt neplăcute reclamațiile astea, ca și dumitale. Dar eu ți-am spus și am să raportez și domnului inspector că colonelul Black, care locuiește într-o casă din Serrington Garden, mă interesează în mod excepțional. Asta este scuza mea. Domnul colonel se plânge că îi spionez tot mereu locuința. Frank Fellow surâse din nou. Conștiința sa nu-i dă pace. Serios, domnule sergent, știu din întâmplare că domnul colonel nu prea iubește oamenii. Ei, spune ce ai de spus. E mai bine să păstrez părerea mea pentru mine. Sergentul se supără. Hai să fii sigur de vină dacă o să ai neplăceri.
Colonelul Black are multă trecere și e unul dintre cei mai mari contribuabili. Nu uita asta. Oamenii ăștia ne plătesc salariile, îngrijesc de uniformele noastre și de întreținerea noastră. Lor le datorăm existența. Pe de altă parte însă, colonelul Black este un contribuabil care într-o anumită direcție mi-este mie îndatorat. Salută, își puse mantaua pe braț și ieși din cameră. Polițistul de la poartă îl salută amical. Cei mai mulți prieteni al lui Fellow nu știau cine este. Nu-i cunoșteau părinții nici obârșia. Fellow primise o creștere extraordinar de bună. Era o fire liniștită, retrasă și politicoasă. Avea o voce sonoră. Poseda, în fine, toate aptitudinile unui gentleman. Locuința sa era o căsuță mică în Summerstown, în care locuia singur. Niciunul din prietenii săi n-avusese încă norocul să-l găsească acasă în orele libere. Ocupația lui de predilecție putea fi numai bănuită cu ocazia campionatelor de box. Reuși atunci să obțină primul întâi al poliției. Fellow era un boxer de forță, cu un pumn tare și era foarte bine antrenat. Apașii din Summerstown au fost primii care au aflat de agilitatea sa în arta boxului. Un anumit Gruller opusese la arestare, în drum spre secție. Mai târziu a avut ce să povestească auditorului său de cele ce pățise în mâinile lui Fellow. Prestanța cu care Fellow apărea în public îi câștigase mulți prieteni, dar îi procurase și mulți dușmani. În drum spre casă își spunea că sergentul Gurdon îi era un dușman personal pe care trebuia să-l aibă în grijă și nu pricepea de ce îl trata atât de dușmanos. În definitiv, Fellow nu-și făcea decât datoria. Că depășea aici colo limitele nu era motiv suficient ca să justifice repulsia superiorului său față de el. Cea mai mare nenorocire era pentru el lipsa de activitate. De altminteri, nu înțelegea ce urmărea colonelul Black cu reclamațiile sale continue. Fellow ridică din umeri. Nu era bănuitor și nu căuta în felul de a fi al sergentului Gurdon față de el. Alt motiv decât dorința, de altfel explicabilă a tuturor superiorilor închipuiți, de a modera zelul impulsiv al inferiorilor lor. Frank Fellow își spuse că el singur trebuia să fie cauza supărării lui Gurdon, prin felul său ciudat de a se purta. La urmă se decise să nu-și mai spargă capul cu gândurile astea și urlă pe Cronach Street, spre casa sa. Ajuns acolo, descuie și intră înăuntru. Pereții casei erau zugrăviți cu gust. Mobila nu era din aceea care se găsește de obicei în asemenea locuințe. Tabloul deasupra sobei trebuia să fi costat singurul venit pe un an al unui polițist. Masa splendidă din mijlocul camerei era, ca și scaunele și bufetul, cu siguranță un obiect antic. În sobă ardea un foc strașnic, căci afară era frig. Fellow se uită la cele două scrisori de pe masă, dar nu le citi, ci trecu de-a dreptul în dormitor. Locuința sa era de altfel amenajată conform dorințelor sale, căci proprietarul îi făcea toate mendrele. Fellow făcu o baie caldă, se îmbrăcă civil, își prepară o ceașcă cu ceai și după o jumătate de oră părăsi locuința. Se îndreptă acum spre vestul Londrei, luă un taxi ca să-l ducă la Piccadilly. Opri însă mașina înainte de a ajunge acolo. În aceea seară, pe la 11, sergentul Gurdon părăsi și el comisariatul. Cu toate că părea liniștit, în sine fierbea de mânie. Antipatia lui contra lui Frank Fellow crescuse în ultimele săptămâni, din cauza atitudinii pe care tânărul polițist o avea față de colonelul Black, căci acesta era un favorit, deosebit al său. Gurdon avea o ambiție extraordinară. Sperase la începutul carierei că se va face remarcat și că va avansa repede, fiind însă lipsit de cultură și având o fire respingătoare. Rămase în urmă, cu toată sârguința ce o depusese. La sfârșit, recunoscuse limitele ce se puneau capacității sale de către superiorii săi și se resemnase că nu va ajunge niciodată inspector sau ceva mai mare. Funcții la care toată
poate râvni orice polițist. Se zice doar că fiecare soldat poartă în ranița sa bastonul de mareșal, dar rar e cazul ca un soldat să ajungă mareșal. Ambiția lui Gurden se îndrepta acum spre alt câmp de activitate, să câștige bani. Sergentul își concentra tot gândul cum ar putea să adune avere mare. Gândul acesta îl pasiona atât încât nu mai știa altceva. Zgârcenia și lăcomia sa nesățioasă deveniră proverbiale în poliția londoneză. Colonelul Black fusese amabil cu el. Dorința de bani și lăcomia îl făceau pe Gurden să fie conciliant față de calitățile morale ale binefăcătorului său. Cu toate că Gurden nu era din acei funcționari care ajutau intenționat pe răufăcători, totuși nimeni n-ar fi putut susține că un agent de bursă, fără să aibă dreptul de a lucra în bursă și căruia nu i se putea dovedi nicio înșelăciune, să fie un element inferior al societății. Gurden își dăduse întâlnire cu Black și era acum în drum spre locuința acestuia. Locuința luxos mobilată a colonelului Black era situată în Camden Town. Gurden se grăbea. Nu avea timp nici măcar să-și schimbe uniforma, dar nici nu era nevoie de așa ceva, întrucât legăturile dintre el și colonelul Black erau de așa natură încât observarea regulilor bunei societăți era de prisos. Pe timpul acela, strada pe care se afla locuința lui Black era pustie. Gurden sună la intrarea dinapoi. Ușa fu imediat deschisă. Dumneata, ești domnule sergent? Întrebă cineva din sala întunecoasă. La răspunsul afirmativ al lui Gurden, Black aprinse lumina electrică și ieși înainte. Sunt foarte mulțumit că ai venit. Am venit să vă cer scuze, începu Gurden, strângând mâna colonelului. Și i-am făcut lui felul reproșuri serioase. Colonelul făcu un gest de respingere. N-aș dori ca unul din oamenii dumitale să aibă neplăceri din cauza mea. Purtarea lui felul e însă insuportabilă și de neiertat. Înțeleg supărarea dumneavoastră, dar știți singur că funcționarii ăștia tineri sunt cam pripiți și tind să depășească drepturile lor. Gurden vorbea foarte politicos, aproape rugător, că-și voia să-l convingă pe Black că nu aprobă deloc purtarea subalternului său. Avea aparența că îi reușise intenția, căci Black îi răspunse cu bunăvoință. Să nu mai vorbim de asta. Sunt sigur că tânărul n-a avut intenția să mă ofenseze. Își conduse musafirul în sufrageria spațioasă. Pe masă nu se găseau țigări și o sticlă de whisky. Servește, te rog. Gurden se așeză pe un scaun. Peste o jumătate de oră trebuie să fiu iar la secție. Mă veți scuza, cred. Până atunci vom fi discutat totul. Mai întâi de toate vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine. Black scoase două bancnote din buzunar și le întinse sergentului, care protestă însă cu ochii lucitori. Nu cred că am făcut atât de mult pentru dumneavoastră ca să merit atâta. Colonelul surâse. Îmi place să plătesc bine, chiar și pentru servicii neimportante. Am mulți dușmani, oameni care înțeleg greșit intențiile mele și e necesar să fiu prevenit. Nu e ușor să trăiești în Anglia dacă ai nenorocirea să fii om de afaceri. Gurden murmură câteva cuvinte de aprobare. În afacerea mea, dragă domnule sergent, se întâmplă deseori ca unii oameni care nu câștigă atât de mult cât și-au închipuit că trebuie să câștige, să fie decepționați. Ei aduc atunci tot felul de acuzații contra conducătorului afacerii în care și-au investit banii. Abia apoi am primit o scrisoare prin care sunt acuzat eu, tocmai eu, că fac afaceri veroase. Gurden înțelegea foarte bine ideile speculantului. Nu vorbesc numai de mine. Mai am și prieteni pe care aș dori să-i apăr contra incriminărilor. De pildă, dr. Easley. E-W-S-I-I-I. Ai auzit de el? Deși nu știa nimic de dr. Easley, Gurden dădu din cap ca și când l-ar fi cunoscut. Dr. Easley este un om care stă deasupra incriminărilor. Eu stă la apogeul carierei sale și totuși nu m-aș mira dacă aș auzi într-o bună zi că și de el se vorbește. Sergentul murmură din nou câteva vorbe aprobatoare.
Trebuie să contezi totdeauna pe faptul că oamenii ordinari caută să atace oameni care joacă un rol în viața publică. Eu știu că dumneata afli cel din tâi asemenea lucruri și că îmi vei da ocazia particulară, din neoficială, bineînțeles, să mă apăr contra unor asemenea insinuări. De aceea mă simt într-un cândva în siguranță și de aceea sunt atât de recunoscător. Termină Black tirada, bătându-l pe celălalt pe umăr. Gurdan se simți în ceruri. Înțeleg prea bine situația dumneavoastră. Fiți sigur că voi face tot ceea ce îmi stă în putință. Voi fi fericit să vă pot fi de folos. Black îl bătu iar pe umeri. Și te rog să ai aceeași grijă și de prietenul meu, Dr. Easley. Notează-ți numele ăsta. Am trimis azi să te cheme. Aici ridică din umeri. Dacă zic să te cheme, atunci exagerez. Căci cum poate un muritor de rând ca mine să ordone ceva unui polițist? Gurdan își răsuce mulțumit mustața. Mai degrabă fac uz de prietenia dumitale valoroasă să-ți cer un sfat. Black se așeză pe un scaun în fața sergentului. Polițistul Fellow, contra căruia am reclamat, a adus fiicei domnului Theodore Sanford un serviciu mare. Cred că îl cunoști pe domnul Sanford. Gurdan răspunse aprobând. De altfel, cine nu-l cunoștea pe Theodore Sanford? Milionarul, rege al oțelului, care își clădise în Hampstead un palat feric și care cumpărase pentru galeria sa de tablouri un original de Velázquez de la familia Denningstones. Domnișoara Sanford conducea automobilul. Fellow se aruncă pe mașină tocmai în momentul în care domnișoara pierduse stăpânirea mașinii, cu mare greutate și nu fără pericol pentru el singur. Fellow a reușit să împiedice o catastrofă. Fellow a fost acela? Întrebă Gurdan. Da, el a fost. Ambii tineri s-au mai întâlnit de atunci, deocamdată fără știrea tatălui fetei. Înțeleg. Ce vreau să spun? Gurdan nu înțelese, dar nici nu răspunse. Nu vreau să spun că ar fi cine știe ce lucru rău, dar un simplu polițist, nici măcar unul cu gradul dumitale, un polițist de rând, în fine. Asta e ceva de neiertat. Dintr-un motiv pe care nu-l înțeleg deloc, domnul Stanford permite acum vizitele tânărului polițist. Contra acestui fapt nu avem ce face. Te-aș ruga însă să uzezi de influența dumitale asupra lui. Gurdan se ridică să plece. Știa foarte bine că nu-l poate influența pe subalternul său. Totuși, el era superiorul. Gurdan pricepea foarte bine ce voia Black. Aș dori așadar să aflu dacă lui Fellow îi se vor procura neplăceri. Nu uita, te rog, vreau să știu tot ce se va întâmpla în chestia asta. Fellow e un om energic și capabil, răspunse Gurdan serios. Are relații în societatea înaltă. Nu pot pricepe cum de-a ajuns acolo. Îmi vine să cred că s-a vărât în încrederea acelor oameni. Eu am spus-o totdeauna. Locul adevărat pentru un polițist este bucătăria. Dacă văd un gardist șezând în sufragerie sau în salon, atunci devin bănuitor. În ultimul timp s-au descoperit mulți șperțari. Se opri căci băgă de seamă că și el se găsea într-o sufragerie și că nu era prea departe de șperțari. Colonelul îl conduse până la ușă. E posibil ca felul ăsta să raporteze superiorilor săi peste capul dumitale. Te rog să fii atent, mai ales asupra acestui lucru, și să-mi comunici imediat textul raportului său, dacă va fi cazul. N-aș dori să fiu surprins de împrejurări. Ca să răspund unei acuzații oarecare, trebuie să știu totul cât mai curând posibil, căci atunci o să-mi fie mai ușor. Sunt foarte ocupat și mai am și alte lucruri în cap. Cu aceste cuvinte se despărți de Gurdan la ușa de la intrare. Sergentul se înapoi cu pași repezi la secție și cu sufletul plin de sentimentul că vizita a fost rentabilă. Capitolul 3. O aventură în Pimlico. Între timp, Frank Fellow ajunsese la o bodegă în apropiere de Regent Street. Își comandă un whisky cu soda și se așeză la o măsuță într-un colț al localului, un
unde era aproape gol. Lângă bar stăteau 2-3 indivizi, care discutau între ei și îl scrutau pe fiecare din noi vizitatori. Frank știa că erau borfași de rând, cum se găsesc peste tot în Londra, dar nu venise pentru ei acolo. Aștepta citind un ziar. Nu pentru prima dată se afla el în acest local și nu pentru prima dată venise degeaba, dar Frank era răbdător și perseverent. Pe la 10 și un sfert își făcură apariția doi indivizi. Frank Fellow, care se uită la ei pe deasupra ziarului, putea zări obrazul lui Sparks, care discuta aprins cu celălalt. Sparks era în serviciul colonelului Black. Ba, ceva mai mult, era un fel de factotum al colonelului, care îi dădea de multe ori ordinele cele mai josnice. Și pe celălalt individ îl cunoștea Frank. Era un oarecare Jacobs, un hoț ordinar care primea de la Black un fel de pensie. Convorbirea fu din când în când întreruptă, și anume când Sparks se uită la ceasul din peretele localului sau când Jacobs se uită la ceasul său de buzunar. La 11 fără un sfert părăsiră localul. Frank îi urmă, lăsând paharul cu whisky aproape neatins. Sparks și Jacobs o luară pe jos spre Regent Street, până ce întâlniră un taxi. Frank opri și el o mașină. Urmează mașina din față, ține-te însă la distanță de ea și dacă oprește, ia-o înainte și oprește ceva mai departe. Ambele mașini o luară spre gara Victoria și de acolo, pe dreapta, spre Grosvenor Road. Puțin după aceea, intrară în labirintul de străzi de la Pimlico. Prima mașină opri în fine în fața unei case mari înguste, care făcea impresie de neglijență. Frank opri mașina sa vreo 80 de metri mai departe, pe partea opusă a străzii. Își notase casa, în fața căreia se oprise prima mașină. O placă de alamă arătă că în acea casă se găsește un birou de plasare. Sparks și Jacobs intraseră deja în casă, înainte ca Frank să fie ajuns acolo. Frank trecu strada și își alese un loc de unde putea vedea poarta de la intrare. Dar abia pe la 12 putu să vadă ceva. Între timp trecu un gardian pe lângă el, privindu-l bănuitor, lucru ce făcură de altfel și puțini trecători, care treceau la ora aceea pe stradă. Un automobil particular sosi și opri brusc în fața casei. De acolo, de unde se afla, Frank putu recunoaște fără greutate pe colonelul Black în persoana celui care cobora din mașină. Colonelul era așteptat, fără îndoială, căci ușa de la intrare se deschise imediat. Ceva mai târziu, o altă mașină opri în fața casei și din ea coborâ un domn elegant, în care Frank recunoscu pe sar Isaac Trumbull. Trumbull era în ținută de seară. Ajuns în capătul scării care ducea spre intrarea în casă, ezită o clipă. Urcă apoi scara și pipăi să găsească soneria. Înainte însă de a se atinge de ea, ușa a fost deschisă și Trumbull intră înăuntru. E drept că Trumbull nu știa că acolo, în încăperile de sus, era ședința Consiliului de Administrație, al unei societăți al cărui capital social era mai mare ca al celei mai însemnate întreprinderi din City, ai unei societăți ale cărei filiale, agenți și metode de lucru se puteau întâlni în toată lumea. Societatea aceasta ținea chiar și registre. Trebuia numai să le găsești și să le poți descifra. Colonelul Black și Sir Isaac Trumbull luaseră loc la o masă lungă. Sir Isaac era un om tânăr, cam de vreo 26 de ani, cu o față de copil. Purta o mustăcioară, mutra lui era cunoscută tuturor posesorilor de grajduri și tuturor acelora care se interesau de curse de cai. Dintr-un motiv bine determinat, Sir Isaac fusese exclus din societatea bună, deși descindea dintr-o familie care jucase un rol important în istoria Angliei și care fusese ridicată la rangul de baron pe la începutul secolului al XVII-lea. Numele ce îl purta era un nume nobil, pe care mulți din înaintașii săi îl ținuseră în cinste și îl purtaseră cu mândrie. Totuși,
totuși despre sără Isaac nu se vorbea. Când invita la el pe cineva, primea un răspuns politicos, dar negativ, iar pe el nu-l invita nimeni, căci sără Isaac fusese odată amestecat într-un scandal care rămăsese nelămurit. Clasele sociale suspuse sunt întotdeauna îngăduitoare față de membrii lor. Ei iată cam în silă cei drept, dar iartă și scuză greșeli și chiar crime. Există totuși unele fapte care nu pot fi iertate. Porțile caselor acelora care stau pe treptele sociale cele mai înalte se închid față de aceia care s-au făcut vinovați de asemenea greșeli. Și pentru sără Isaac erau porțile acelea închise. Numele său era amestecat în afaceri scandaloase. E drept, dar nu pentru asta era el ocolit, ci pentru că își călărise singur calul la o cursă de cai. Calul său fusese atunci prim favorit. Pe el se încheiaseră pariuri de 5 la 2. Amănunte precise asupra acelei curse de cai se găsesc în analele Jockey Clubului. Bariera fu luată cu asalt de către mulțimea furioasă, care încercă să pună chiar mâna pe acel jockey amator. Întâmplarea aceea extraordinară era descrisă în amănunt și în ziarele de sport. Sara Isaac fu citată în fața juriului, iar cazul său fu supus președintelui Jockey Clubului. Urmarea a fost că i s-a retras licența de a mai prezenta cai la curse și publicarea acestei decizii în calendarul oficial al curselor de cai. Păcatul îi se iartă abia 4 ani mai târziu. Putea să ia parte din nou la curse și să lase să alerge caii proprii. Sara Isaac încercă și una și alta. Disprețul societății înalte, ale cărei legi nescrise încercase el să le calce, rămase însă picioare și nici ușile caselor nobile nu încetară să rămână închise în fața lui. În lumea nobilă, sără Isaac avea numai un prieten. Mulți erau de părere că lordul Verlond, bătrânul acela răutăcios și amărât, menținea prietenia cu el numai din încăpățânare. Se putea foarte lesne să fie așa, căci era îndeopște cunoscut că lordul Verlond era omul cel mai clevetitor din toată Europa. Drumul spre iad e ușor, zice un proverb vechi, și pentru sără Isaac, drumul acesta era îndeosebi ușor, căci el arătase în tinerețea sa apucături decadente. Sără Isaac ședea acum la capătul mesei cu mâinile în buzunar și capul plecat într-o parte, făcea impresia unei păsări exotice. Sără Isaac se dovedise a fi un om de afaceri de mâna întâia. Suntem adunați toți acei care trebuiau să fie de față, spuse Black, cu o privire sarcastică spre partenerul său. Pe Spax și Iacob să-i lăsaseră într-una din încăperile de jos. Te-am poftit astă seara aici ca să citesc un raport asupra afacerilor noastre și sunt vesel să-ți pot spune că am câștigat în ultimul an mai mult ca niciodată până acum. Colonelul expuse apoi în amănunt activitatea sa de conducător. Vorbea ca și când s-ar fi aflat în fața unui mare grup de ascultători. S-ar putea obiecta, spuse el, ca afacerea unui agent de bursă care nu are concesie nu se poate uni cu situația mea recunoscută în lumea financiară. De aceea găsesc necesar să mă țin departe de asociația noastră. Remizierul fără concesie este însă necesar, mai ales când ai la mână vreo 10.000 de clienți. Acest remizier poate să recomande, de exemplu, clienților săi pachete întregi de acțiuni ale societăților mele, fără ca să cadă la bănuială că e cointeresat. Tocmai acum am nevoie ca publicul să se intereseze de cumpărarea acțiunilor. Am avut de suportat ceva pierderi prin moartea lui Frank? Întrebă Sara Isaac cu indiferență. Sărmanul a avut nenoroc. Ce-i drept era și prea gras. Colonelul se uită la Sara Isaac cu o privire liniștită și rece. Să nu vorbim de Frank. Moartea lui mi-a făcut mult rău și n-aș vrea să mi se amintească tot mereu. Nici eu n-am avut prea mare încredere în el, tot atât de puțin ca și în celălalt, care ne-a făcut anul trecut, prin februarie parcă, un scandal atât de mare. E bine că a murit și el. Să vorbim mai bine de afacere, îl întrerupse violent colonelul.
Baronul mai avea însă ceva pe suflet. El avea grijă de propria siguranță și era nerăbdător ca Black să îi spronească odată cu expunerile sale. Mai e un punct pe care nu l-am discutat încă, începu Sir Isaac. Colonelul știa la ce se gândea Sir Isaac, căci evitase cu intenție să amintească de chestiunea aceea. Suntem amenințați de acei indivizi, mai bine zis de amenință pe dumneata, știi cine e șeful? Black continuă clătină din cap. Nu știu, vorbește desigur de cei patru. Sir Isaac aprobă. Da, am primit de la ei o scrisoare anonimă, continuă Black cu o indiferență aparentă. Nu mă îndoiesc însă că toată afacerea e un mare bluf. Ce înțelegi dumneata în cazul ăsta prin bluf? Black ridică din numeri. Cred că nici nu există o organizație a cei patru. Totul e un basm. În realitate, cei patru nici nu există. Închipuiește-ți patru bărbați care se asociază ca să corijeze justiția engleză. Asta miroase mai degrabă a roman senzațional decât ca fapt concret. Așa ceva nu se întâmplă nici în Pimlico. Presupun mai iute că în spatele acestei afaceri stă polițistul acela despre care ți-am vorbit acum de curând. Toată asociația asta romantică a celor patru se compune numai din el singur. Black râse, dar Sir Isaac își răsucea nervos mustața. E absurd să spui că cei patru nu există. Știm doar precis ce au făcut acum 4 ani, dar nici pe celălalt nu-l pot suferi. Pe cine, întrebă Black? Pe polițistul acela care își bagă nasul peste tot. Nu pot să-i astup gura? Cui? Polițistului? Da, dacă ai reușit să învârtești pe un sergent, cred că vei putea să liniștești pe un simplu gardian. Câteodată putea și Sir Isaac să fie sarcastic. Black își mângâia gânditor bărbia. Ciudat că nu m-am gândit încă la așa ceva. Ar trebui să încerc. Se uită la ceas. Trebuie să te rog să pleci acum. Am la ora 1:30 o consfătuire. Ciudată oră pentru o întâlnire. Toate afacerile noastre, toată afacerea noastră este ciudată. Ce fel de întâlnire ai? Black surâse misterios. Un caz special, începu el. Se oprinsă brusc din vorbă, căci auzi pași grăbiți pe scară. Ușa fu deschisă și Sparks se repezi în cameră. Suntem supravegheați, strigă el. Cine ne supraveghează? Un detectiv de partea cealaltă a străzii. Sparks gesticulă cu mâinile. L-am descoperit eu, dar când a văzut că l-am zărit, a plecat. Acum l-am văzut din nou. Black și baronul coborâre împreună cu Sparks la parter, de unde puteau observa fără să fie zăriți pe acela care îndrăznise să-i spioneze. Dacă ăsta face parte într-adevăr din poliție, atunci m-a înșelat Gurden. Abia de curând mi-a spus că Scotland Yard n-are nimic contra mea. Black era foarte furios. Frank băgase de seamă că locatarii casei deveniseră neliniștiți. Pentru el nu era niciun secret că Sir Isaac Trumper e partenerul colonelului. Știa de asemenea că Jacobs și cu stimabilul de Sparks luau parte activă la afacerile lui Black. Nu era lămurit ceea ce voia el să știe. Frank observase de mult pe un tânăr care se uita mereu la numerele caselor. Subit își dădu seama că tânărul acela căuta numărul 63, în fața căruia se și opri, când ajunse acolo. Frank trecu pe celălalt trotuar și se apropie de tânărul în chestiune, care se întoarse speriat auzindu-l venind. Frank Fellow îl recunoscu imediat. Nu trebuie să te sperii, eu sunt polițist. Vrei să intri în casa asta? Da. Vrei să dai colonelului Black informația asupra afacerii stăpânului dumitale? Tânărul dădu din cap în semn negativ. Te-a trimis el? Întrebă el la rândul său. Nu, răspunse Frank, care se gândea cine să fie acel el. A venit singur și vreau să te previn. Să nu te încrezi în colonelul Black. Frank văzu cum fața tânărului se înroșise. Dumneata ești gardianul Fellow, spuse el brusc. Da, eu sunt gardianul Fellow, răspunse Frank surprins. Pe când vorbea, ușa casei se deschise încet. Frank, care se afla cu spatele la ușă, nu putea să vadă acest lucru.
Colonelul Black coboră încet scara. Avea dorința vie să constate identitatea aceluia care îl spiona. Se apropie destul ca să audă vorbele din urma lui Frank. Fellow, vă să zic că iar te bagi în treburile mele. Fie și așa dacă vrei. Și adresându-se iar tânărului, îi spuse: te previn încă o dată, ai să regrezi toată viața că te-ai dus în casa asta și că ai intrat în legătură cu acest individ. Ai să-mi plătești scump insulta asta, urlă Black. Am să îngrijesc eu, să-ți pierzi uniforma, am să te reclam, am să... Dar uite că ai o ocazie excelentă, ripostă Frank, care zărise pe partea cealaltă a străzii, statura unui polițist care se apropia încet. Uite acolo, e un polițist, cheamă-l încoace și reclamă-mă. Nu văd motivul pentru ce n-ai face-o. Nu există niciun motiv ca să te temi de publicitate. Nu, nu, se opuse tânărul. Am să vin altă dată, domnule colonel. Se întoarse apoi furios spre Frank, zicând: și în ceea ce te privește pe dumneata, îl întrerupse Frank, îți dau un sfat. Evita societatea oamenilor la itinere. Tânărul se îndepărtă în grabă după ce ezitase o clipă, lăsându-l pe Frank singur cu Black. Cei trei inși care rămăseseră în antreu observau curioși scena din fața casei. Cel puțin doi dintre ei aveau credința că Black le va da instrucțiuni, a căror îndeplinire n-ar fi avut urmări avantajoase pentru Frank Fellow. Dar colonelul își recăpătă sângele rece și îl văzuse pe polițistul de pe partea cealaltă a străzii. Ascultă, gardien, știu că n-ai dreptate, cu toate că dumneata ești convins de contrariul. Vino cu mine în casă să discutăm în liniște toată chestiunea. Pe când aștepta ca Frank să-i răspundă, și aranjase un plan. Cum ar putea să-l înlăture pe acest inamic periculos? De altfel, nu credea o secundă că Frank va accepta invitația și rămase perplex, văzându-l pe acesta că urcă scara. Capitolul 4. Judecătorii. Frank auzi un zgomot slab în pritvor și știa că acolo se ascunseseră indivizii care îl observaseră. Nu era frică, deși n-avea nicio armă la el. Avea încredere în forța sa fizică și în inteligența lui. Black intră după el în hol și închise ușa. Trase zăvorul și abia apoi aprinse lumina. Nu intenționăm nimic rău, Fellow. După cum vezi, nu întrebuințăm cu dumneata niciun truc. Totul se petrece la noi pe față și cinstit. Black sui o scară acoperită cu un covor. Frank îl urma. Casa era luminos mobilată. Pe pereți erau atârnate desene scumpe. Ferestrele erau acoperite cu perdele de mătase. Prin colțuri erau aranjate vitrine cu porțelanuri fine. Black îl conduse pe Frank într-o încăpere mai mică de la etajul 1, lângă aceea în care discutase mai înainte cu Sir Isaac. Camera asta era mai simplu mobilată. Două birouri, un covor simplu, câteva scaune compuneau tot mobilierul. Singurul obiect de preț era un gobelin mare care acoperea un perete întreg. Lumina venea de la o lampă atârnată în tavan. În sobă ardea un foc bun. Pe o măsuță era pregătită cina pentru două persoane. Black se blestemă singur de nebăgarea de seama sa, căci Frank observase măsuța. Ca să salveze aparențele, spuse: face impresia că te-am așteptat, nu-i așa? În realitate trebuie să vină niște prieteni și unul din ei va lua masa cu mine. Frank înțelegea însă ce înseamnă masa pusă, cât și hârtia și creanele pregătite pe birouri. Ia loc, te rog, îl invită Black, care se așeză pe un scaun lângă unul din birouri. Frank se așeză de asemenea pe un scaun și se uită la omul care voia să-l ruineze. Și acum să discutăm afaceri, începu Black. Nu văd de ce n-am ajunge la o înțelegere. Eu sunt un om de afaceri, dumneata la fel. Afară de asta, ești un om foarte capabil. Frank nu răspunse, el știa doar ce va urma. Să presupunem, continuă Black, că ajunge la următoarea înțelegere. Dumneata ți închipui că eu fac afaceri necinstite. Știu precis asta. Dumneata te afli sub impresia că eu înșel lumea în mod murdar de tot. Nu trebuie să spun cât de mult mă ofensează faptul că dumneata crezi așa ceva despre mine. Vocea lui nu avea tonul ofensei. Din contră, vorbea ca unul
care era satisfăcut că avea prilejul să-și explice metodele. Sunt de acord cu intenția dumitale de a examina la sursă felul meu de a face afaceri. Dumneata știi că noi primim foarte multe comenzi din toate părțile continentului și că plătim clienților noștri care, cum să-ți explic, speculează prin noi sume enorme. Fie și așa. Ei bine, să presupunem că dumneata te duci odată la Paris. Poți doar să capeți ușor concediu sau te duci în provincie, într-unul din marile orașe ale Angliei, în care locuiesc clienții noștri. Acolo îi vizitezi, îi descoși ca să te convingi dacă bazele afacerii noastre sunt cinstite. Poți să faci asta fără sfială. Îți dau chiar o listă a clienților noștri. Bineînțeles, voiajul nu-l vei face pe cheltuiala proprie, căci nu cred că ai mulți bani disponibili pentru asemenea voiajuri. Dacă vrei, îți dau eu astă seară câteva sute de lire pe care îi poți întrebuința cum vei crede de cuvință ca să întreprinzi cercetări asupra mea și asupra felului meu de a face afaceri. Ce spui de propunerea asta? Frank surâse. Ceea ce îmi propui dumneata mi se pare genial. Eu iau cele câteva sute de lire și apoi sunt liber să le întrebuințez, fie pentru scopul indicat de dumneata, fie pentru scopurile mele personale. Și nimeni nu mă poate trage la răspundere. Te-am înțeles bine? Black surâse și aprobă. Era extrem de mulțumit de rezultatul obținut. Ai o putere de percepere extraordinară. Frank se sculă de pe scaun. Propunerea dumitale nu e acceptabilă. Black încruntă sprâncenele. Nu vrei să o accepti? Bineînțeles că nu. Nu mă poți cumpăra cu 200 de lire, nici chiar cu 2000, domnule colonel Black. Eu nu mă vând. Sunt convins că dumneata ești unul din cei mai periculoși oameni pe care i-am cunoscut vreodată. I-a cunoscut vreodată omenirea și cred că dumneata mergi pe drumuri nepermise. Atât aici în casa asta, cât și în City. N-am să încetez până ce n-am să te bag în închisoare. Black se sculă la rândul său. Asta e intenția dumitale? Tonul vocii lui Black era acum dușmanos și el îl privea pe felul cu ură. Are să-ți pară rău. Ți-am dat o șansă pe care cei mai mulți ar fi acceptat-o cu plăcere. Aș putea să-ți ofer și 300 de lire. Și chiar de a-i majora suma la 33% sau la 33.000, n-ar schimba nimic din concepția mea. Te cunosc prea bine. Știu mai multe despre dumneata decât crezi. Își luă pălăria, se uită prin odaie și zise: în Franța este căutat un individ, un tip genial care a fondat în toată țara, dar mai ales în Lyon și în sudul Franței, bănci prin care se puteau câștiga ușor bani mulți. Tipul acela este cunoscut sub numele de Olorov. Pentru prinderea lui s-a pus un premiu mare. Olorov a avut și un tovarăș care a murit subit. Fața lui Black se făcuse albă ca varul și mâinile îi tremurau. Dumneata știi prea multe. Se întoarse brusc și părăsi camera. Frank se luă după el, căci se temea să nu fie tras pe soară. Dar ușa fu încuiată pe din afară, înainte ca el să fie ajuns la ea. Frank încercă să o deschidă, în zadar. Se uită iute prin odaie. De partea opusă ușii se mai găsea o ieșire. Se îndreptă într-acolo, dar luminile se stinseră deodată și camera se află în întuneric. Frank observase o fereastră, trebuie însă să recunoască curând că nu era decât o trapă. Singura fereastră a odăii era de altminteri prevăzută cu gratii și jaluzele. Întunericul nu prea speria pe Frank, că se putea ajuta cu lampa sa de buzunar. Fusese o greșeală tactică de a preveni pe Black. Dar Frank nu putuse rezista ispitei ca să-l sperie pe acest individ închipuit. Abia acum îi trecu prin minte că se găsea într-o situație periculoasă. Afară de tânărul pe care îl întâlnise pe stradă și care lucru ciudat îl recunoscuse, nu știa nimeni că el se află în acea casă. Frank cercetă în grabă încăperea și ascultă atent în direcția ambelor uși. Doar nu auzi nimic. Frank spera că și pe pereții din camera asta în care se află închis se vor găsi, ca și pe peretele scării, arme orientale ca podoabă, speranță zadarnică. Își îndrepta atunci atenția spre podea, pe care o cercetă de asemenea cu deamănuntul. Voia să vadă dacă nu are ceva chepenguri sau înfundături, dar nu găsi nimic.
care să-l neliniștească. În sfârșit se așeză pe marginea uneia din birou și așteptă. Inamicul dădu abia după o jumătate de oră semn de viață și anume auzi deodată o voce spunând lângă urechea sa: vrei să fii acum înțelegător? Frank aprinse lampa sa de buzunar și îndreptă raza de lumină în direcția din care venise sunetul. Privirea îi căzu pe candelabru. De la început îi se păruse lui Frank straniu că lampa atârna de o țeavă groasă. Acum înțelegea rostul. Corpul oval al lămpii era pămâia unui difuzor. Frank mai presupunea că aparatul servea lui Black mai degrabă ca să audă ce se vorbește în odaie, decât ca să comunice câte ceva celor care se aflau acolo. Vino cu acest și convinge-te singur, răspunse el. Pe când aștepta să vadă ce o să se mai întâmple, își împărțea atenția între cele două uși. Credea că în fiecare minut putea să apară o rază de lumină la una din ele. Nu se gândea însă că s-ar fi putut, ca și pe coridor, să se fi stins lumina. Umblând prin mijlocul odăii, auzi un zgomot înapoi a sa și simți cum un laț îi se puse pe brațe. Apoi fu apucat de picioare și trântit la pământ. Se opuse din răsputeri, dar lupta era prea inegală, trebuia să fie răpus. Lațul îl împiedica să miște brațele, zăcea pe covor cu fața în jos. În gură îi se băgase un căluș și mâinile îi fură încătușate la spate. Ridicați-l de jos, se auzi vocea lui Black. În același moment se aprinse și lumina. Frank se ridică de jos cu ajutorul lui Jacobs. În încăpere se mai afla și Sparks, precum și sir Isaac. Baronul își acoperise însă cu o batistă de mătase partea inferioară a capului. Frank nu îi vedea decât ochii albaștri și partea de sus a obrazului. Duceți-l pe canapeaua de acolo, porunci Black. Așa, acum sper că ai să te cumințești, se adresă el lui Frank, după ce se executase ordinul pe care îl dăduse. Fellow nu putea răspunde din cauza călușului. Răspunsul îi se putea însă citi din expresia ochilor. Propunerea mea e foarte simplă, continuă Black. Nu-ți cer nimic altceva decât să taci din gură și să nu te ocupi decât de afacerile dumitale proprii. Pentru asta vei căpăta azi câteva sute de lire ca conto și nu ți se va întâmpla nimic. Dacă respinge să oferta mea, atunci trebuie să mă comport altfel cu dumneata, pentru ca să-mi asigur liniștea. Black surâse diabolic. În casa asta sunt 5 pivnițe. Dacă îți place istoria, ca și mie, te sfătuiesc să citești istoria castelelor de pe malul Rinului. Vei pricepe imediat că și eu am ceva similar închisorilor acelora vechi. Am să te închid într-o pivniță ferecată în lanțuri de perete. Un pasnic credincios îți va aduce de mâncare. Pot însă să te asigur de pe acum că pasnicul ăsta e cam distrat și că are să te uite deseori. În închisoarea asta vei rămâne atâta timp până ce vei fi mulțumit și dispus să accepți condițiile mele sau până ce vei fi înnebunit. Așa că internarea dumitale într-o casă de nebuni nu va fi greu de efectuat și odată acolo nimeni nu va mai crede în acuzațiile dumitale. Scoteți-i călușul din gură, se adresă el apoi lui Jacob și Sparks, și să-l transportăm în odaia cealaltă. Nu cred că de acolo îi se va auzi vocea oricât ar urla. Jacob îi smulse călușul din gură și îl îmbrăci spre camera alăturată. Black o luase înainte și pipăia peretele ca să găsească comutatorul electric. Ceilalți rămăseseră în pragul ușii. Când Black aprinse lumina, rămase înlemnit de spaimă cu mâna pe comutator. Apoi scoase un țipăt. La masă ședeau 4 străini, 4 bărbați cu măști pe obraz. O tăcere mormântală domnea în cameră. Black fu cel din tâi care își reveni. Se îndreptă spre cei 4. Se opri însă din mers. Încercă să vorbească și nu reuși. Ce? Cum? Fu tot ce putu băigui Black. Cel din cei 4 care ședea la capul mesei se uita pătrunzător la el. Nu mai aștepta, domnule Olorov. Numele meu e Black. Ce căutați aici? Hai să vezi numai decât. Șez acolo. Black văzu abia acum că la celălalt capăt al mesei erau rânduite câteva scaune. Mai întâi am să vă preiau prizonierul, Sparks. Scoate-i cătușele.
Sparks băgă mâna în buzunar ca să caute, parese, cheile de la cătușe, însă mult prea adânc, așa că mâna la o parte, îi strigă mascatul, făcând o mișcare abia vizibilă cu mâna și Sparks văzu deodată țeava unui revolver îndreptându-se asupra lui. Nu trebuie să-ți fie frică, Black, vizita noastră de azi nu va avea urmări tragice. Azi încă nu. Ai primit până acum 3 științări de la noi și azi am venit personal ca să-ți aducem ultima înștiințare. Black își regăsi prezența de spirit. De ce nu mă reclam poliției? Dacă credeți că n-am dreptate, întrebă el furios. O să o facem și pe asta, la timpul său. Deocamdată îți atrag personal atenția, Black, că ai ajuns la limită. Colonelul nu era un laș. Cu un jurătură scoase un revolver din buzunar și se repezi la cei patru. Dar lumina se stinse imediat. Frank fu apucat de niște mâini puternice și tras afară. Auzi în spatele său trântindu-se o ușă. Se clădina apoi pe scară în jos. Ușa de la intrare fu deschisă. Conducătorii săi cunoșteau probabil bine locuința. În fine, Frank se găsi ca muimac în stradă, cu doi bărbați mascați lângă el, îmbrăcat în haine de seară. Luați-o pe acolo, domnule Fellow, spuse unul din ei, arătându-i drumul spre Gara Victoria. Frank ezită. Ar fi trăit cu plăcere sfârșitul aventurii. Unde au rămas oare ceilalți doi? La ce au mai rămas? Ce mai căutau acolo? Salvatorii săi parcă-i ghiciseră gândurile. Prietenii noștri sunt în siguranță. N-avea grijă de el. Ne vei face un mare serviciu dacă vei pleca iute de aici. După ce le exprimă mulțumirea sa, Frank o șterse în grabă. Numai odată se uită înapoi, dar cei doi bărbați disperuseră.